Epistola lui Pavel către Tit, citim cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 2. Mai exact de la versetul 11, citim până la versetul 14. Pagina Sfânta Scriptură este 1173. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, citim cuvântul Domnului de la versetul 11 până la versetul 14. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Amin, vă invit să luați loc. Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui peste strângerea noastră din dimineața aceasta și Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea noastră și Dumnezeu să ia aminte la închinarea noastră, iar noi să luăm aminte la glăsuirea Sfintelor Scripturi. Subiectul este cel al Harului. Am cântat despre Har, am citit despre Har și v-aș întreba pe dumneavoastră ce este Harul. Da? Un dar nemeritat, un dar nemeritat. Am vorbit despre grație, da? Vorbim despre grația lui Dumnezeu, despre acel dar al lui Dumnezeu, acea purtare de grijă al lui Dumnezeu, în ciuda faptului că noi nu meritam. De aici unii au vorbit despre grațiere și v-aș întreba pe dumneavoastră în contextul proaspăt, ce înseamnă grațiere? Da? Grațiere, a ierta unui condamnat, da? Sau a acorda unui condamnat iertare totală sau parțială, ca să nu mai execute o pedeapsă, în urma semnării unui decret. Este harul egal cu grațierea? Ce presupune grațierea? Grațierea presupune că ai scăpat de pedeapsă, da? Cineva semnează, ar trebui să execuți o pedeapsă și nu mai execuți. Putem pune egal între grațiere și har? Harul este gratuit, spunem noi, da? Dar nu ieftin, nu-i așa? Ca noi să avem parte de iertare, cineva semnează și scrie iertarea, dar o scrie foarte scump, o scrie cu prețul sângelui Domnului Iisus Hristos. Spuneam adineaori despre vorbit la telefon în timpul condusului, m-a oprit poliția, nu faceți ca mine, vorbeam la telefon. Dacă îmi dădea drumul fără să mă amendeze, era grațiere sau har? Ce presupune harul? Harul presupune că cineva plătește. Să nu credeți că a plătit polițistul. Da? Harul presupune că ești vinovat, da? Și într-adevăr vorbeam, am recunoscut lucrul ăsta. Harul presupune că ești vinovat, dar nu plătești tu, ci plătește altcineva. Pedeapsa este suportată, cineva plătește penalitatea respectivă. Grațierea nu este tot una cu harul. Acum spune, știam eu, fraților, Domnul să se îndure, nu știu dacă au mai amendat pe cineva pentru vorbi la telefon, cred că sunt primul, dar ăsta este alt subiect. În fine, harul, încercând să-l definesc în dimineața aceasta, aș vrea să-l înțelegem ca o amendă dată nouă, o amendă dată nouă pe drept, da? Și cel care trebuia să ne amendeze și cel care ne amenda este Dumnezeu, pentru că noi am încălcat legea cerului, legea lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu în dreptatea Lui nu suportă păcatul adamic și Dumnezeu condamnă și dă cu executare, dar Dumnezeu în dragostea Lui este Cel care acordă iertare plătind plata păcatului în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, am citit un pasaj care oferă câteva informații de maximă importanță, informații vitale legate de har. Am citit pasajul acesta pentru că în dimineața aceasta aș vrea să întindem mâna la masa Domnului cu vrednicie.
Da? Aș vrea să fim aici conștienți de prezența lui Dumnezeu, conștienți de prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Să ne ajute Duhul lui Dumnezeu să înțelegem ce înseamnă har. Da? Cineva a plătit pentru iertarea păcatelor noastre. Dar cine este stăpânul harului? Cine sau ce anume este sursa harului? Da? De aceea, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu citit în dimineața aceasta, stăpânul, sursă a harului este care biserică? Ajutați-mă puțin. Care biserică dă har? Baptistă? Pentecostală? Ortodoxă? Adventistă? Creștină după Evanghelie? Cine este stăpânul harului? Și lucrul ăsta aș vrea să-l înțelegem și fiecare dintre noi să-l laude pe Dumnezeu, pentru că cel care este stăpânul și sursa harului este Dumnezeu. El este, în limbajul vremurilor noastre, el este unic deținător și unic distribuitor al harului. Da? El este cel care distribuie pe piața asta a lumii, el este unicul distribuitor al harului al harului lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă v-ați citat în versetul 11, spune harul cui? Harul lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat. De aceea, în dimineața aceasta, cei care căutăm mântuirea, cei care vrem să punem mâna pe mântuirea, pe salvarea veșnică dată de Dumnezeu, trebuie să înțelegem că mântuirea vine de la Dumnezeu. El care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare, cu care ne-a iubit, măcar că noi eram cumva morți în greșelile și în păcatele noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, ne-a adus la viață. Și inițiativa mântuirii noastre nu aparține bisericii, nu aparține păstorului sau comitetului, ci inițiativa mântuirii noastre aparține lui Dumnezeu. El este stăpân, El dă har, El este bogat în har, El este izvorul, El este sursa harului, a iertării astea. El a plătit și El plătește prețul pentru iertarea noastră. De aceea în dimineața aceasta ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Ne smerim și ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, mulțumesc pentru că ne-ai iertat. Doamne, mulțumesc pentru că ai plătit prețul păcatului meu. Doamne, mulțumesc că m-ai scăpat de pedeapsă. Și vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre judecată, vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre un iad, vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre un chin, despre un loc unde viermele nu doarme, vorbește despre grozăvia asta, despre o manifestare a mâniei lui Dumnezeu. Și noi suntem în dimineața aceasta aici, pentru că Dumnezeu care stăpânește peste har, Dumnezeu care dă, Dumnezeu care a plătit, ne-a dat iertarea. Și Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să ne dea binecuvântarea fiecăruia dintre noi. Niciunul dintre noi să nu creadă că iertarea este pentru că vine la biserică. Să nu creadă că este pentru că a făcut ceva pentru lucrarea Domnului. Ci iertarea este datorată lui Dumnezeu. Datorită harului lui Dumnezeu. Datorită faptului că în Hristos a fost plătită plata păcatului meu. Da? Asta este o informație de maximă importanță. De aceea nu cred că oamenii pot da iertare. De aceea nu cred că vreo biserică poate să dea iertare. Pentru că oamenii nu au monopol pe har. Oamenii nu sunt ei stăpâni pe har, de s-ar mântui ei. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Întrebare pentru noi în dimineața asta, cei care suntem familiarizați cu Scripturile și Cuvântul lui Dumnezeu. Credeți că mântuirea este prin har? Lăudat să fie Domnul pentru lucrul acesta. Care este scopul? Da? Pentru ce a dat Dumnezeu har? Și dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului citit spune harul lui Dumnezeu care aduce, ce anume aduce harul lui Dumnezeu? Da? Noi suntem oamenii foarte obișnuiți cu Scriptura, cu predicarea, cu mântuirea, cu iertarea păcatelor. Dar aș vrea să repetăm și să întipărim bine lucrul ăsta. Dacă n-ar fi Dumnezeu, n-ar fi har. Și dacă Dumnezeu a dat har, înseamnă că Dumnezeu are un scop, urmărește ceva. Și ce anume urmărește Dumnezeu prin harul Lui, Dumnezeu urmărește să ne ierte
păcatele. Prin har Dumnezeu urmărește mântuirea noastră. Versetul 11 spune, harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii. Întrebare pentru Maranata. Sunt toți oamenii mântuiți sau nu sunt toți oamenii mântuiți? Și intrăm într-un subiect foarte greu. Cred că harul lui Dumnezeu este pentru toți oamenii, în sensul că harul lui Dumnezeu este pentru toate categoriile de oameni. Toate categoriile amintite mai sus. Știți despre ce se vorbește în capitolul 2? Se vorbește despre bătrâni. Au bătrânii har sau nu au bătrânii har? Cel mai în vârstă participant la cateheză a împlinit 85 de ani. Da, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Cei bătrâni au parte de harul lui Dumnezeu. Nu contează că ești în vârstă. Harul lui Dumnezeu îți poate aduce mântuirea. Și există problema celor care spun, Domnule, eu am trăit în viață, am făcut cu tare și cu tare, mă mai iartă Dumnezeu pe mine? Ei bine, harul lui Dumnezeu este și pentru oamenii în vârstă. Mai sunt ăștia care urmăresc, care dau verdicte și sentințe, spune, Domnule, după ce a trăit o viață așa, acum la bătrânețe s-a pocăit, vreau să vă spun un lucru, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește oamenilor, indiferent de vârstă, ce să facă? Să se pocăiască. Și dacă ai ajuns la bătrânețe și Dumnezeu ți-a dat harul pocăinții și te poți împăca cu Dumnezeu, laudă-L pe Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Vorbește Scriptura despre femeile care sunt mai înaintate în vârstă și ele au parte de harul iertării. Suntem în capitolul 2 din Epistola lui Pavel către Tit. Se vorbește despre femeile în vârstă, despre femeile tinere. Se vorbește despre tineri și tinerii au nevoie de har. De harul ăsta. Har mântuitor. Cuvântul Domnului vorbește mai departe despre robi. Indiferent de statutul social, că ești patron sau că ești angajat, că ești bogat sau că ești sărac, că ai multă școală sau ai puțină școală, pentru toate categoriile, harul lui Dumnezeu aduce mântuirea. Drept dovadă, în dimineața aceasta, în adunarea din loc, suntem din diferite categorii. Slavă lui Dumnezeu pentru diversitatea sănătoasă din biserică și din adunare. Da, harul lui Dumnezeu aduce mântuirea pentru toți, pentru toți oamenii. Ăsta este beneficiul harului, da? Cine are har, are beneficiu. Cine sunt beneficiarii? Oamenii. Care ne sunt beneficiile? Și dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în versetul 14, spune, și nu am vreme să zăbovesc în dimineața asta, dar vorbește în versetul 14, spune, El vorbește despre Domnul Iisus Hristos, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ce? Care este un prim beneficiu? Ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Da? Un prim beneficiu al harului este răscumpărare. Dumnezeu este Cel care ne răscumpără, dar întrebarea următoare pentru noi, ce înseamnă răscumpărare? Și imaginea folosită de cuvântul lui Dumnezeu și de Apostolul Pavel este tocmai a unuia care merge într-o piață de sclavi. Nu știu când ați mers ultima dată la piața de sclavi. Da? Dacă deodată ai sentimentul ăsta, cei care ați mers într-o vreme la lucru în afară și ieșeai undeva într-o piață și stăteai cu o trăistuță în mână, așteptând, poate trece cineva să te ia la lucru și pe tine. Da? Vă sună cunoscut? Vă sună cunoscut, presupun. Unora. Foarte apropiate. Imaginea este a unui proprietar de sclavi care are sclavi și scoate la vânzare un soi de iar maroc al vremurilor noastre. Și cineva se interesează de prețul unui sclav, îl ia, îl cumpără și îl eliberează. Plătește prețul, observați că întotdeauna la Dumnezeu este cineva care plătește prețul. Hristos asta face, plătește prețul, mă eliberează din robia păcatului, spune versetul 14, s-a dat pe sine însuși pentru ca să ne răscumpere, să ne elibereze din orice fără de lege. Da? Hristos este Cel care ne curățește pe noi, care ne spală de păcatele noastre. El plătește prețul și lăudăm pe Domnul pentru lucrul ăsta. Ăsta este un prim beneficiu, eliberare, răscumpărare. Da? Spune versetul 14. Care este alt beneficiu? Ne uităm în cuvântul Domnului. Spune cuvântul Domnului să-și curățească un norod care să fie al lui.
Ce înseamnă curățirea aceasta? Suntem curați sau nu suntem curați? E un pic ilogic ce vorbim noi ca și pocăiți. Spunem că suntem curățiți în sângele lui Hristos. Observați? Păi, dar într-adevăr, din punct de vedere spiritual, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi am fost eliberați din punct de vedere spiritual, am fost răscumpărați din orice fără de lege și în același timp, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită harului Lui, noi cei ce suntem prezenți aici, suntem curățiți. Spune versetul 14, să-și curățească un norod care să fie al Lui. Ce înseamnă curățit? Cum adică să ne curățească? Să ne sfințească? Suntem sfinți sau nu suntem sfinți? Mă ajutați puțin. Păi ce lasă, domnule, că știu eu ăla pe ăla. Știți ce? Aici se farmecul și frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Scriu apostole, scriu oamenii lui Dumnezeu. Zice în epistola către evrei, zice, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Le scrie apostolul Pavel celor din Corint și îi numește soisucit. Da? Așa le spune. Oameni numai de andoasele și împotriva. Nu! Uitați-vă! Cele mai mari probleme le are cu cei din Corint și îi numește oameni sfinți. Cum adică îi numește oameni sfinți? Pentru că prin harul lui Dumnezeu și în bunătatea lui, Dumnezeu ne vede curați prin prisma jertfei Domnului Iisus Hristos. Și dacă suntem în dimineața aceasta sfințiți, suntem datorită harului lui Dumnezeu, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu se uită la mine, păcătosul, prin prisma sacrificiului suprem, a jertfei frumoase a Domnului Iisus Hristos. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, cine-i sfânt, adică cine? Cei care au crezut în Hristos și cei care au fost curățiți prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, ăștia ce să facă? Să se sfințească. Nu trăiți în păcat, în ideea că, domnule, în Hristos. Asta era bătălia, dacă ați observat în Scriptură. Zice, domnule, noi nu mai suntem sub lege, am intrat sub har și pentru că suntem sub har, ce să facem? Să păcătuim ca să se mulțească harul. Și Pavel zice, nici de cum, oameni buni, nici de cum, nu se poate așa ceva. Din contra, zice, dacă ai fost curățit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, eu și dumneata avem ca datorie să ne curățim mai departe, să ne sfințim. Și întrebarea în dimineața aceasta este când vom întinde mâna la masa Domnului, este dacă noi întindem în vrednicie. Doamne, curățește-ne pe fiecare. Doamne, spală-ne vorbirea noastră, că multe lucruri spunem, poate care nu sunt la locul lor. Doamne, mintea curățește, Doamne, inima. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne sfințească. Spune, să-și curățească un norod, un popor care să fie al Lui. Asta face Dumnezeu prin har cu noi toți. Știu, e un pic mai complicat și poate mai greu de dus învățătura asta. Dar prin har Dumnezeu ne-a curățit, Dumnezeu ne-a eliberat și Dumnezeu ne-a sfințit și Dumnezeu așteaptă de la noi ca să ne sfințim. Dar un alt lucru pe care îl găsesc în versetul 14, spune cuvântul Domnului, să-și curățească un norod care să fie al Lui și norodul ăsta cum să fie? Plin de râvnă, dar râvnă pentru ce? Râvnă pentru fapte bune. Observați când vin faptele bune. Dar noi ca și pocăiți spunem, domnule, nouă mântuirea nu-i prin fapte și spunem un lucru bun. Dar Dumnezeu ne răscumpără, ne eliberează, plătește prețul eliberării, ne sfințește, ne aduce sfinți înaintea Tatălui, facem parte din poporul Lui, suntem din norodul Lui Dumnezeu, curățiți și spălați și ar fi interesant să ne putem percepe unii pe ceilalți în modul în care ne percepe Dumnezeu. Da? Și să nu privim la ceea ce izbește ochiul, ci să privim la frații noștri și la semenii noștri cum ne vede Dumnezeu și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dar în același timp, harul lui Dumnezeu nu ne lasă neroditori, ci harul lui Dumnezeu aduce în noi o râvnă. Ce înseamnă râvnă? Și dacă râvnește cineva să fie... Ce înseamnă să râvnești? Se dorește în sensul ăsta, da? Vorbim de o dorință sfântă, arzătoare, care mă mistuie pe dinăuntru meu și nu-mi dă voie să fac fapte rele, ci din contra îmi doresc, datorită intervenției harului lui Dumnezeu, să fac fapte bune.
Ce fapte bune ați făcut în ultima vreme? Da? Rele ați făcut? Am făcut fapte rele sau l-am făcut? Ce e exemplu de fapte rele? Păi, ură, mânie, bârfă. Și bârfa e un păcat elegant la pocăiți. Vorbirea de rău, clevetirea, da? Fapte bune. Găsim exemplu și de fapte bune. Să ajuți pe cineva la nevoie. Și câte exemple nu sunt? Câte exemple nu sunt? Să ne ajute Domnul să înțelegem harul, să înțelegem că cineva a plătit, că cineva a plătit prețul ca eu să fiu iertat. Dar să înțeleg în același timp că datorită harului lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă ca și eu la rândul meu să fac fapte bune. Da, asta e scopul harului, este un scop salvator și asta este cea de-a doua informație vitală. De asta a fost dat har, ca eu să am parte de salvare, să am parte de mântuire. Dar mai găsesc un cuvânt în Cartea Sfântă. Anume faptul că harul caută cumva să ne specializeze, să ne școlarizeze în sfințenie. Da, harul nu-mi dă voie să mă port la voia întâmplării. Dacă ai fost înainte un bețiv după ce te-ai pocăit, te-ai lăsat de băutură. Dacă ai fost un curvar înainte după ce te-ai pocăit, te-ai lăsat de curvie. Dacă ai fost un bârfitor după ce te-ai pocăit, după ce te-ai intersectat cu harul lui Dumnezeu, te-ai lăsat, da? Dacă ai făcut, dacă ai trăit în păcat înainte, prin har, da? Ai schimbat. Ai dat un refresh, un restart în limbajul calculatoristic. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu a fost arătat și după ce, vorbim despre acea epifanie cristică, vorbim despre manifestarea prezenței lui Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos, dar cuvântul lui Dumnezeu zice, ne învață harul. Și de asta vă plictisesc eu în dimineața asta. Pentru că harul aduce învățătură. Harul este cel care îl specializează pe om, îl școlește. Ce anume ne învață harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu mă învață un lucru. Să o rup cu, da, ideea de separare. Ceva trebuie să se schimbe în viața mea. Nu există pocăință autentică fără schimbare. Și de obicei schimbarea asta este dureroasă. De asta apare ideea, zice, Dumnezeu, m-aș pocăi, dar mă tem că nu pot să țin. De ce? Trebuie să se separe cel credincios de anumite lucruri. De păgânitate. Ce înseamnă păgânitatea în contextul ăsta? Fără de lege. Zice, Dumnezeu, Dumnezeu m-a iertat, m-a răscumpărat din fără de legile mele, dar în același timp harul mă învață că eu o rup cu păgânitatea, o rup cu fără de legea. Și, Doamne, ai milă de noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca noi pocăiți să fim cu adevărat pocăiți. Să ne ajute Dumnezeu ca noi credincioși să fim cu adevărat credincioși. Și dacă în trecutul nostru, înainte de a ne pocăi, i-am vândut pe frați, i-am trădat, da? Dacă am bârfit, uitați-vă cum se descrie Apostolul Pavel, un prigonitor al Bisericii lui Hristos. Știți ce se întâmplă după ce se pocăiește acest persecutor al Bisericii? Zice, Biserica se bucura de pace. Mesajul lui Dumnezeu pentru noi în vremea de astăzi este mesaj de pocăință. O chemare la o rupe cu fără de legea, la o rupe cu păgânitatea, la o rupe cu batjocura la adresa bisericii. Asta este mesajul pentru noi, pentru fiecare în parte. Chemarea este la pocăință. Zice, harul lui Dumnezeu nu-mi dă libertatea să fac ce vreau. Ce fac ceea ce îmi spune Hristos, ceea ce îmi spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu mă cheamă să o rup cu poftele lumești, separarea de păgânătate, separarea de pofte. Este cineva care nu are pofte? Firești. Păi zice, Dom'le, aș mânca o portocală. Vă amintiți jocul ăla de la școală, da? Era culmea ironiei în timpul lui Ceaușescu să joci, aș mânca o portocală. Clasa întâi. Da, mi-l amintesc și acum. De ce? Păi nu sunt la... Da, există acele pofte normale.
Dar există poftele care vin prin firea pământească care te cheamă să păcătuiești. Și Apostolul Pavel vorbește despre Duhul Sfânt, vorbește despre firea pământească și zice cele două sunt lucruri potrivnice unele altora. În momentul în care ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu, te separi și în același timp îți schimbi stilul de viață. Și vorbim despre acel stil de viață select, cu selectivitate, da? Ales, cu prețuire. Zice, să trăim în veacul de acum, în vremea de acum, să trăim cum, fraților de la Maranata? Mă ajutați puțin? Să trăim cu cumpătare? Hai să nu sărim peste ea. Cumpătare? Cum stați la capitolul cure de slăbire? De ce ținem noi cure de slăbire? Am avut o problemă undeva la capitolul cumpătare. Supărați-vă, da? Zice, te-a pus cineva să zici. Da, m-am apucat să fac casă. Știți care e sentimentul după ce am pus acoperișul? Prea? Este vreo unul care a zis, domnule, e prea mică casă? Da, vorbim despre cumpătare. Zice, domnule, mai pune, domnule, mai... Da, lasă, domnule, să fie acolo. Ai familie mare. Da, și la urmă, cumpătare la masă. Dacă știi că îți face cafeaua rău, da, dacă știi că îți face cola rău, dacă știi că untura și jumările îți fac rău, păi ce, domnule, mă port aspru cu trupul meu, nu-i așa? Cuvântul cumpătare în orice, te-ai înfipt în supermarket și dai, zici că e uliu între... Păi zice, cumpătare și l-a cumpărat, l-a cheltuit. Asta zice, asta face Evanghelia. Evanghelia când pătrunde școlarizează, școlește, mă învață să separ anumite lucruri, să scot anumite lucruri din viața mea, dar harul lui Dumnezeu mă învață și să trăiesc. Gândiți-vă că acolo unde nu este cumpătare, acolo nu s-a înțeles doctrina harului. Cumpătare, ce urmează? Cumpătare are de face cu mine însumi, la mine e problema. Da? Eu să-mi pun un cuțit în... Cunoașteți limbajul scriptural. Când te duci la masă, așează-te unde? Da? Nu am vreme. Cu dreptate. Dreptatea are de-a face cu ce anume? Da? Observați că sunt... Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, dreptate, relația mea cu semenii mei. Da? Și sunt unii zice, domnule, cât o fi și-o trăi, eu nu mai fac afaceri cu pocăiții. De ce? Da? Și Evlavia are de-a face cu relația mea cu Dumnezeu. Observați? Harul mă transformă în întregime. Cumpătare, relația mea cu mine însumi, dreptate, relaționarea mea la semenii mei și Evlavie, relaționarea mea față de Dumnezeu. Și nu am vreme să zăbovesc, dar cuvântul Domnului vorbește și despre speranță, fericita nădejde. Nouă ne dă Dumnezeu har. Și prin harul lui Dumnezeu am ajuns la mântuire. Suntem aici plini de nădejde, avem speranță. Și mergem la mormântări și ne plângem morți și îi conducem pe ultimul drum și îi ducem către grădina lacrimilor, așa cum spunem. Dar nu suntem dintre aceia care nu au nădejde. E dureros să duci mama, să duci tata, bunicul și uitați-vă că întreaga noastră pruncie, copilăria ne-a fost punctată periodic cu câte o mormântare. Că a fost străbunica, că a fost bunica, că a fost bunicul. Ne amintim, sunt evenimente care ne-au marcat. Dar suntem printre aceia care avem nădejde. Fericita noastră nădejde. Și într-o bună zi pe norii cerului vom fi împreună cu cei dragi ai noștri. Aleluia, lăudat să fie Domnul pentru lucrul ăsta. Noi, ca și credincioși, avem nădejde datorită harului lui Dumnezeu. Da? Corul laudă pe Domnul cu o cântare. Și apoi aș vrea să ne apropiem de masa Domnului și Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Amin.